Capitolul 10 Manifestările demonice Atunci când demonii sunt confruntați prin lupta spirituală, ei își vor manifesta natura lor specifică prin persoana care se află într-o varietate de moduri. Aceste duhurile sunt creaturi ale întunericului și nu suportă să fie aduse la lumină. Atunci când prezența și tacticile lor sunt expuse, ele se pot agita. Manifestările care pot avea loc par a fi nesfârșite. Va trebui să ne limităm la câteva exemple. Satan și demonii lui sunt identificați ca șerpi. V-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii, a spus Domnul în Luca 10 19. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Este scris în Apocalipsa 12 9. Nu e de mirare să vedem manifestări ca de șerpi uneori. Acestea pot avea loc în limbă. Demonii vor cauza persoana să scoată limba sau să o scoată și să o vâre înăuntru foarte repede, așa cum face un șarpe. Ochii pot lua caracteristicile ochilor de șarpe. O altă manifestare a șarpelui este prin nas. Persoana suflă aer prin nări, făcând un șuierat ca de șarpe. De câteva ori am văzut cum persoana a fost aruncată la podea de duhurile prezente în ea și corpul ei se contorsiona ca corpul unui șarpe. O manifestare destul de obișnuită are loc în mâini. Mâinile amorțesc. Uneori ele pot să se întindă și să devină rigide. Demonii care se manifestă astfel prin mâini sunt de obicei demon de poftă, suicid sau ucidere. Alte tipuri de duhurile, în mod special, cele asociate cu folosirea greșită a mâinilor se pot, de asemenea, manifesta în acest mod. Uneori, e de ajutor pentru persoană să scuture mâinile viguros pentru a scoate afară duhurile. Spiritele artritice se manifestă adeseori în mâini. Mâinile vor deveni foarte rigide și degetele se vor îndoi. Aceasta se poate întâmpla chiar și în mâinile adolescenților și a tinerilor care nu au încă semne vizibile de artrită, Totuși, demonul de artrită este deja la lucru la un plan de termen lung. Atunci când demonul de artrită este mustrat, mâinile pot lua aparența mâinilor persoane care au avut artrită timp de mai mulți ani. Demonul se poate manifesta de asemenea prin durere și sucirea corpului. Multe asemenea probleme pot fi înlăturate prin eliberare, atunci când deosebirea duhurilor scoate afară neputințele și bolele care nu erau evidente până atunci. O manifestare uimitoare e cea a Duhului de Moarte. Am descoperit Duhul de Moarte prezent în cazurile în care persoanele au fost aproape de a muri prin boală severă, operații severe sau încercare de sinucidere. Un om care avea Duhul de Moarte a fost odată pronunțat oficial mor de la nec, dar a fost adus înapoi la viață prin intervenția la timp a unui doctor. Când Duhul de moarte se manifestă, ploapele sunt deschise, dar ochii sunt dați pe spate. Pielea persoanei ia o culoare pală ca unui om mort. O femeie tânără de 25 de ani a venit la noi pentru stujire. Ea era o persoană foarte blândă și avea o natură pasivă. Câțiva demoni au fost scoși afară din ea și apoi stăteam în liniște să vedem cum ne va conduce Duhul Sfânt. Deodată, înfățișarea ei s-a schimbat dramatic pe măsură ce următorul demon se manifesta. Nu e nicio cale prin care să descriu ce a ieșit la suprafață, în mod special prin ochii ei. Fără a-și întoarce capul, ochii ei s-au mișcat pentru a-i privi pe fiecare care era în cameră. Soția mea și cu mine stăteam pe un divan direct în fața ei. Mai erau prezenți cu noi trei alți membri ai echipei de eliberare, împreună cu păstorul acestei femei și soția lui. Am văzut multe manifestări demonice, dar aceasta era diferită îți dădea senzația că erai față în față cu un animal feroce care era gata să te devoreze. Această manifestare a fost urmată imediat de manifestarea Duhului de Moarte. Din fericire, mai văzusem această manifestare înainte și știam exact ce trebuie să fac. Alții care erau în cameră nu mai văzuseră așa manifestare înainte și credeau că femeia a murit. Demonul a ieșit și femeia a fost bine. Mirosurile sunt o altă formă de manifestare demonică. Mi-aduc aminte de o situație când slujeam într-o parohie. Casa a fost umplută cu un miros neplăcut. Cineva chiar a mers la bucătărie să vadă dacă nu era ceva pe plită. Cu o altă ocazie, scoteam afară un duh de cancer dintr-o femeie. Când demonul a ieșit afară, a fost însoțit de un miros distinct cu care eram foarte cunoscut. Era mirosul specific pe care cineva îl simte într-un spital de cancer. Am recunoscut acest miros din timpul în care am păstorit în Houston, Texas, acolo unde am vizitat adeseori pacienții într-un spital mare de cancer. Demonii pot striga de asemenea cu voce tare: Vezi Matei 8 cu 29, Marco 1 cu 23, Luca 4 cu 41 și Fapte 8 cu 7. Odată eram implicat într-o eliberare, când o fată de 17 ani a ieșit în față. Ea a mărturisit că a fost implicată în vrăjitorie eu am rugat-o să ia loc în fața mea. Am deschis Biblia și am început să citesc din Deuteronom 18, de la 9 la 15, unde se spune că vrăjitoria și practici similare sunt o răciune înaintea Domnului. În timp ce citeam versetul 5, pe care spune că Dumnezeu va ridica un proroc, adică pe Isus, și s-a ascuns de el, fata a scos un strigăt pătrunzător. M-am uitat repede cu mâinile ei s-au îndreptat ca niște gheare spre Biblia mea, înainte ca să pot reacționa unghiile ei lungi sau fipt în paginile Bibliei exact pe versetul pe care îl citeam. Am început să poruncim demnilor de vrăjitorie și duhurilor asociate să plece în numele lui Isus și în scurt timp ea a fost eliberată de opresiune. Duhul de mândrie se poate manifesta în câteva feluri. Poate cauza persoana să stea în picioare drept și să încrucișeze mâinile pe piept. O poate face să dea capul pe spate cu nasul foarte sus, un slujitor tânăr mi-a mărturisit că vorbea prea mult. Nu se putea abține de la a se implica în conversația altora. El nu se putea disciplina în a lăsa pe alții să vorbească. Simțea că ceea ce avea de spus era cu mult mai important decât ceea cu ce puteau contribui alții la o discuție. Am poruncit Duhului să se identifice pe sine. El s-a identificat ca un Duh de importanță. Bărbatul acela stătea pe un scan metalic pliant. Duhul a făcut să-și ridice nasul în aer și să se lase pe spate pe speteaza scaunului. A trebuit să-l țin pe scaun pentru a-l opri să nu cadă pe spate. Duhul de mândrie și de importanță va face pe un om să gândească cu privire la sine mai presus decât ar trebui. Duhurile rele își descoperă uneori prezența și natura lor prin pantomimă. În timpul unui interviu înainte de slujire, un tânăr slujitor mi-a mărturisit că a fost obsedat în trecut de dansul lumesc și mai, că mai degrabă ar fi dansat decât ar fi mâncat. Când demonul de dans lumesc a fost chemat, bărbatul a început o pantomimă ritmică. Corpul lui a început să se miște ritmic. Mâinile lui se mișcau pentru a bate din palme și gura lui se mișca de parcă ar fi cântat, măcar că nu se auzea niciun sunet. Demonul a vorbit apoi și a spus, Eu cânt, e putere în sânge. Omul a luat apoi un ștergar ud pe care îl folosise mai devreme să șteargă fața demonii care să mai înainte și să reprim vomitare și a început să-l învârtă în cadență. În cele din urmă a dat drumul acelui ștergar care s-a lovit de tavan și a căzut la podea, după care demonul a început să râdă deabolic. Cu alte ocazii am văzut duhuri ritmice și de dans manifestându-se prin mișcarea ale corpului, în mod special ale coapselor. O tânără a cărei corp vibra de la manifestarea Duhului Ritmic, ne-a descoperit că a fost o dansatoare profesionistă. S-a dovedit că Duhul acela era Duhul conducător în ea. Diavolul are imitația și pervertirea lui pentru tot ce este bun și drept. O manifestare interesantă a avut loc atunci când slujeam unei mame care avea un fiu de 12 ani. Fiul avea o mână infirmă care a rezultat, așa cum ne-a spus ea, de la o daună care a fost produsă la naștere. Încheietura mâinii acestui băiat era îndoită și mâna era uscată și fără folos. Mama avea un duc de chin care o chinuia tot timpul cu privire la starea fiului ei. Nu o lăsa să se odihnească, ci ținea mintea ei tot timpul concentrată la starea fiului ei. Atunci când am poruncit acestui duh să plece, el a făcut ca mâna mamei să ia aceeași aparență ca mâna fiului ei. Durerea e o manifestare foarte des întâlnită. De multe, multe ore, atunci când persoanele au stabilit de mai înainte un timp de slujire pentru ei, ne-au spus că a început să-i doară capul, deși în mod obișnuit nu aveau dureri de cap. În timpul slujirii, demonii vor cauza adeseori dureri de cap sau în diferite părți ale corpului. Duhuri de nervozitate și tensiune pot cauza durere în spate și în gât, de obicei, slujitorul de liberare își va pune mâinile pe zona de durere și va porunci demonului să dea drumul. Atunci când demonul este dat afară și durerea dispare imediat. Alte manifestări care pot fi văzute în timpul slujirii de liberare sunt crampe în mâini și în picioare, amețeală, plâns și râs. Râsul este adesea un duc de baciocură care vrea să ia în deridere slujirea. Eu aș estima că demonii au vorbit în unul din 12 cazuri de persoane care le-am slujit media ar fi mai înaltă dacă i-am fi încurajat să vorbească. Ei nu manifestă prea multă varietate în ceea ce spun. Ei spun de obicei sfidător că nu intenționează să plece. Iar putea spune că persoana îi dorește sau ar putea amenința că se vor întoarce dacă sunt dați afară. Uneori imploră să nu fie dați afară căutând simpatie, având în vedere ceea ce le se va întâmpla dacă sunt scoși afară. Este evident că demonii sunt chinuiți atunci când aud despre sângele lui Isus, și despre soarta veșnică care îi așteaptă. Demonii manifestă o frică foarte clară de superiorii lor din rangurile demonice. Vorbirea lor este unor intenționată să l pună pe străjitorul de eliberare în confuzie sau să aducă acuzații împotriva lui pentru a-l face să se teamă. Spre exemplu, demonul ar putea spune Știu ceva despre tine, vrei să o spun aici în fața tuturor? Dar acestea sunt doar amenințări și acuzații pe care niciodată nu le aduc la îndeplinire. În general, vorbirea demonilor pare a fi o tactică de amânare și o cale posibilă de a evita să fie scoși afară. Când spiritele demonice sunt scoase afară, în mod normal pleacă prin gură sau prin nas. Duhurile sunt asociate cu respirația. Atât evrei cât și greci aveau un singur cuvânt pentru duh și pentru suflare. Cuvântul grecesc este pneuma. Duhul sfânt este asociat și el cu suflarea. După învierea sa, Iisus a arătat ucenicilor și a suflat peste ei și le-a spus, luați Duh Sfânt. Ioan 20 cu 22 Aceasta ne dă ideea că trebuie să inspirăm Duhul Sfânt și să expirăm Duhurile Rele. Când Duhurile Rele pleacă, în mod normal ne așteptăm la o anumită manifestare prin gură sau prin nas. Fără îndoială că cea mai des întâlnită manifestare este Tusa. Tusa poate fi uscată, dar adeseori este însoțită de flegmă, Flegma poate ieși în cantități mari. Material similar poate fi scos afară prin vomitare, scuipare, spumă la gură. Rare ori pot apărea mici cantități de sânge. Nu e neobișnuit pentru acest tip de material să iasă afară din persoană timp de o oră sau mai mult. Alte manifestări care au loc prin gură includ strigăte, țipete, oftate, urlete, răgâite și căscate. Aceste manifestări pot varia de la ceva foarte ușor la ceva foarte dramatic. Gradul de manifestare nu indică neapărat eficacitatea.